Ah, doublé, c'est bien pour l'équipe, pour continuer sur la bonne voie. Mais bon, faut pas s'arrêter là, faut continuer. Ouais. Fantastique, supporter. The best in Romania for me. Do you think that after this season, Petrol is gonna go in the Europe League? I don't know. The season is very long. It's very long, the season. Am început în Handica Mare, am început în 10 oameni de minut 1 și chiar dacă n-am luat gol, a fost foarte greu să revenim. Am încercat să stăm bine în teren, să nu oferim spații adversarului foarte multe și să punctăm pe contraatac. Din păcate, dacă aveam puțin noroc și ne scriam, cred că altfel de atât să nu vânt meciul. Petrolul a fost mai bună, pe total? E greu să spui că a fost mai bună. Astăzi, da, ținând cont de rezultat, da, pot să spun că este mai bună. Dar când începi meciul în 10 oameni, e greu de dat un verdict. Dacă au fost greșeli, sunt greșeli evidente, sunt și oameni și noi greșim ca fotbalist. Dacă aș putea să dau tot timpul un vin, cum ar fi perfect, da? Și noi greșim. A fost un arbitraj, în punctul meu de vedere, ostil Galațiului. Nu numai prin faptul că au fost un carton roșu corect acordat, dar pe tot parcursul jocului a favorizat, din punctul meu de vedere, orice contact, a favorizat echipa gazdă. Nu este ușor să joci contra Petrolului, care e o echipă bună a campionatului nostru, o echipă nou creată, o echipă care joacă un fotbal, nu știu, modern, o echipă care este susținută de proprii suporteri foarte bine. Este greu să reziști în 10 oameni. Noi am rezistat, nu pot să nu felicit jucătorii, dar, cum am spus, v-am punctat și câteva greșeli care nu trebuie să le facem. La nivelul nostru, nu trebuie să le facem. Apătând cu 3-0 CFR-ul pe masă. Da, eu vă dați seama ce joc am cu CFR-ul. Cu CFR-ul, fiindcă nu știu dacă pot să mă aliniez, știți foarte bine problema din flancul stâng. Nu știu ce echipă, după cum a jucat, eu știu, zona centrală a fundașilor, nu știu dacă mai pot să mă bazez pe ei. Cu 3-0 jucat. Poftim? Cu 3-0 acolo. Eu zic să jucați un solist. Poți să vezi un meci 90 de minute stâng pe scaun? Păi dacă n-am 20 și ceva de ani, n-am stat numai pe teren, nu pot să stau pe scaun. Așa asta e, oleuri, ok, eu înțeleg și vă spun un respect deosebit pentru suporter. Nu trebuie să supere nici suporterii dinamoviști, nici cei rapidiști, dar aici e o atmosferă cum doar în străinătate întâlnești. Totul pozitiv, din primul până minutul 93-94 cât a ținut meciul, jucătorii trebuie să înțeleagă. Ei sunt profesioniști, spectacol e spectacol, faci spectacol la 4-0, la 5-0, dar un spectacol în beneficiu echipei, nu? Un spectacol în care să stăm să tremurăm pe bancă. Dar că sunt supărat, nu. Era o echipă în care trebuia să le dai 3-4 și stăteam liniște. Și după aia, oleul, prindeai o echipă cu mai multă experiență sau cu jucători de valoare foarte bună și care puteau să facă diferența și plângeam acum. Și Grozav, și Amza a avut, și Jeremia meu, ăla e a meu. Da. Dar de ce ăsta e a meu? Restul? Eu n-am dat nimic. Dar e jucătorul care am insistat. De ce am insistat? Pentru că în situația în care suntem noi cu doi jucători de valoare care tot timpul au oferte, mi-a fost teamă că pierd ori pe Grozav, ori pe Amza. Și de-aia am zis că am insistat ca să vină acest atacant. Așa a fost, așa a vrut Dumnezeu, câteodată spune Dumnezeu face echipa. Chiar nu aveam alte soluții, ori era să joc cu Boban, dar era un risc prea mare, pentru că l-am folosit în pregătire și nu mi-a dat siguranță. Bravo lui, felicitări, în puște, a jucat cu curaj. În momentul când l-am întrebat dacă vrea să joace, mi-a zis, vreau să joc, nu ți-e teamă, nu mi-e teamă. Păi drum. Bine până la oleuri. Dacă l-au făcut oleu pe manasea mea, a început să zboare și al meu brunetul. I-a spus brunetul. Dacă la olei nu trebuie să sară? Da, a zis, la olei trebuie să rămână pe picioare, pe pământ și să joace cum a jucat până atunci, pentru că a jucat foarte bine. Și am zis, ai muncit 88 de minute și ai dat o pasă cadou, niciodată nu să joacă în zonă centrală.